dragul meu. Ți-am pregătit și pentru azi o poveste interesantă. Ascultă. Era odată un purceluș. Trăia singur-singurel într-o pădure mare și deasă. Într-un an se lăsase o iarnă grea și animalele pădurii îndurau frig și foame. De casa purcelușului s-a apropiat un lup și prinse a se ruga. Purcelușule, dă-mi drumul în casă. Nu-ți dau drumul, răspunde purcelușul. O să mă mănânci? Nu te mănânc, se umilea lupul. Dar purcelușul nu s-a lăsat înduplecat și lupul a prins a-l ruga cu lacrimi în ochi. Purcelușule, drăguțule, de-ți frică să-mi dai drumul, primește-mi în casă măcar un picior de dinainte. Până la urmă purcelușul i-a primit în casă un picior de dinainte, dar tot atunci a pus la foc un ceaun cu apă și a pregătit și un sac. Nu mult după aceea lupul a prins a se ruga că... Adică mare greu și amar în dură, că i-a primit numai un picior de dinainte în casă, pe când celălalt stă afară și îngheață. Primește-mă în casă și îți luau picior de dinainte. Purcelușul i-a primit și al doilea picior. Lupul atunci prinde a urla și a se ruga. Purcelușule, drăguțule, primește-mă în casă măcar un picior de dinapoi. Purcelușul i-a primit în casă și un picior de dinapoi. Lupul însă nu se mulțumi și iar scânci. Primește-mă în casă și ies la alt picior de dinapoi, că se prepădește de frig. Purcelușul i-a primit și al patrulea picior în casă, dar când lupul își trăgea piciorul în casă, acesta pregăti sacul, îl puse lângă ușă, iar când hanea de lup se repezi să-l mănânce, purcelușul îl aruncă în cap. Apoi, legând sacul bine la gură, îl scoase afară la ger. Mai luăși ceaunul de pe foc și îl turne peste lup zicând, toarnă-i un crop, toarnă-i un crop! Nici prin cap să-ți treacă cum a ros lupul sacul și a țâșnit de acolo opărit ca vai de el. A pornit un bobote abia tărându-și picioarele. Și tot umblând așa pe drumuri, a strâns o haită de lupi și a venit la căsuța purcelușului. Ce se gândea el? La o haită de lupi, purcelul n-a mai ține piept. Iar purcelul, văzând una ca asta, a luat ceaunul și s-a cățărat într-un copac înalt. Când au venit lupii, ia purcelul de unde nu-i. Au dat să plece și când colo, un lup îl zărește în vârful copacului. Prinseseră se sfătui cum să-l dea jos. Unuia îi veni în gând, hai să ne suim unul peste altul. Cine-i primul? S-au întrebat lupii. Noi am venit, sare cu vorba un lup, să-i dăm o mână de ajutor celui pleșcat. Lasă el să se așeze primul. Așa au și făcut. El s-a așezat de sub, iar ceilalți lupi au prins a se sui unul pe spatele altuia. De mai era încă un lup? Ajungea cu bună seamă la purceluș, iar purcelușul, când a răcnit odată, toarnă-i un crop! Lupul cel pleșcat s-a speriat, s-a zmuncit și a luat-o la fugă. Ceilalți lupi s-au prăbușit cu toții, care și-au frânt picioarele, care și-au dezbătut dinții, care și-au rupt coastele. Așa s-au dus ei fără nicio izbândă. Iar purcelușul s-a coborât binișor din copac, s-a dus acasă, și a trăit mai departe în pace și liniște. Și, din nou fi murit, poate că mai trăiești și azi. Ei, ți-a plăcut povestea? Iar acum, fuguța la culcare. Noapte bună!